bringing news on Courageous's stake. Sci-fi versiune umană. Eu sunt Cruel Tef din Ovarino Seraf. Iar eu tot Bill Cipher versiunea umană, doar că mult mai colorată decât el. Și cum o să vă înțelegeți? Nu v-ați uitat așa unul urât la celălalt? Ei bine, ne uităm mereu unul la celălalt, dar în același timp ne și completăm unul pe celălalt. Uh-huh. El e foarte nebun, eu sunt partea un pic mai realistă, să spun, așa că ne completăm unul pe celălalt. Care e atmosfera de? Îmi place foarte mult. E prima dată când vin aici și mă bucur că mi-am făcut prieteni noi. Sunt consumată ca Harley Quinn din filmul nelansat Suicide Squad, care apare pe 5 august. Și la primul film mă gândesc să vin așa. Să mergi așa costumată? Da. O să fie o surpriză pentru lume. Și ce ai ales costumația? Păi anul trecut am făcut prima versiune a lui Harley din benzi desenate și m-am gândit că... Din ce mi-au spus prietenii, se mă cum arăt Robby, cât de cât și să încep personajul. Acesta este celebrul tron de fier din Urzeala Tronurilor, pe care zeci de fani ai serialului au avut ocazia să se fotografieze în cadrul East European Comic Con. I ran up the stairs and fell all the way back down. 16 stairs, day 2. And then when I stood up after falling down, my trousers were ripped from here to here, back up to there. So... it had to get better after that. Would you ever appear in a dress? I said, if you pay me, yes. But I have to tell you that how women can wear high heels, I don't know, because walking in these boots for the day, put my back up, and I was in great pain for about a week. Chiar dacă el știe că e la expoziție și aici nu sunt gloanță, dar eu tratez ca și cum ați făcut și nu ți se întâmplă nimic. Ea n-are boabe, o să faci ce vrei. Cum te simți? Mult mai experimentat. Crezi că ar putea să te descurci? După mult antrenament, da. Deocamdată... încă încerc să mă acomodez. Care au fost atracțiile principale? Atracțiile principale, cam tot standul. A fost o activitate, cel puțin până acum, foarte interactivă. Oamenii au venit și au discutat cu noi. Au fost foarte interesați și de armament, și de echipamentele de scufundare, și de machete. Deci au fost oameni care au venit și au întrebat. Inclusiv vehiculul de afară au încercat să se uite și să-l vadă. Parte din armament este acel armament pe care ei îl folosesc în jocurile electronice. Știi care e chestia cu viralele? Îți alegi subiecte, dar de multe ori sunt momente virale. Aici ce mă refer? Mă refer la ziua Izabelei, mă refer la Bă Cristi. Mă refer la toate tâmpenile astea care apar ca ciupercile și tu trebuie să profiți într-un fel dacă ești în online. Cum e cu internetul? Merge, mai că merge, merge. Mai vrea oamenii, mai stă pe internet, mai... Ce să spun, e singurul canal pe care avem control total și atunci normal că ne simțim bine pe el, pe internet. Pentru că în momentul în care ieși din internet și din do-it-yourself și intri în canale mainstream... intri în canale mainstream care sunt deja controlate și finanțate de niște oameni care au impresia că știu ce fac, deja nu mai deții controlul. Este vlogul The New Shit?
Nu știu dacă neapărat vlogul, cât conținutul video în momentul ăsta pe online, da. Pentru că e foarte ușor accesibil și poate să te și transforme în vedetă peste noapte. Am văzut puștani de 10, 11, 12, 13 ani care fac senzație și care fac și chestii foarte mișto pe net. Noi și lucrăm acolo. Noi lucrăm pe internet, lucrăm avem un birou pe internet. Eu nu stau pe Facebook că vreau, lucrez! Stau pe Instagram că vreau, lucrez acolo, mă documentez. Ca să ai un umor așa trebuie să fii și deștept într-o oarecare măsură. Nu, ideea următoarea, era o replică la un moment dat într-un film care zicea în felul următor: știi de ce suntem noi foarte fericiți? Pentru că suntem extrem, extrem, extrem de proști. Vă sunteți fericiți? Suntem foarte fericiți. Nu sunt fericit sau nu sunt prost? Nu știu, sunt prost.